După îndelungi demersuri, polițiștii locali vor beneficia de o creștere salarială de aproape 100%. Asta după ce agenților poliției locale li se alocă bani pentru norma de hrană. Decizia a fost luată după ce polițiștii locali din toată țara au participat la mitingul ce a avut loc în fața Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în luna februarie. În urma eforturilor, să zic așa, și al mitingului pe care noi, Sindicatul Prolex, l-am avut în februarie la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, într-adevăr, s-a găsit înțelegere la minister și s-a aprobat pentru tot personalul poliției locale. Este diferențiat pentru că așa este legea. Explic. Este și în celelalte structuri de ordine și siguranță națională. Sumele primite de angajații poliției locale vor fi diferite în funcție de activitatea prestată de aceștia și de programul de lucru. Polițiștilor se acordă norma 6, care înseamnă 24 de lei pe zi, și personalului contractual din poliția locală și din celelalte structuri, în norma 1 din acea ordonanță, din anexa acelei ordonanțe, care înseamnă 18 lei pe zi. În plus, pentru cei de lucrează în ture, și asta vorbim 12-24 în ture de noapte, se mai acordă și norma 12B, care înseamnă un supliment de 2 lei pe zi. Mai exact, personalul contractual și funcționarii publici cu funcții publice generale primesc în plus la salariu suma de 540 de lei. Alți colegi ai lor, care lucrează în ture sau în schimburi, dar fac parte din această categorie, beneficiază de o normă de hrană de 600 de lei lunar. Ceva mai mult primesc cei care ocupă funcția de polițist local. Agenții care lucrează în ture beneficiază suplimentar de 60 de lei în plus față de colegii lor care lucrează la program normal, adică norma de hrană va fi de 780 de lei. Pentru a beneficia de drepturile bănești fără întrerupere, reprezentanții municipalității vor trebui să urmeze anumite demersuri. Domnul președinte Vasile Lâncu, președintele sindicatului Prolex la nivel de țară, a făcut demersuri către Ministerul Dezvoltării Regionale și către Asociația Municipiilor din România, la care este parte și municipalitatea noastră, pentru suplimentarea sumelor necesare alocării normei de hrană, dreptul acestui drept salarial personalului poliției locale. Ce înseamnă asta? Rămâne în sarcina domnului primar să facă adresă către Direcția Județeană a Finanțelor Publice pentru suplimentarea bugetului pentru aceste sume. Proiectul de hotărâre a fost aprobat astăzi cu unanimitate de voturi de către consilierii locali.